Liga Prieteniei din zona sud. Am urmărit un meci dominat majoritatea timpului de cei de la Metal Plast împotriva adversarilor de la Cipita. Sunt alături de Dragoș de la Metal Plast. V-ați descurcat meciul ăsta, a fost bine, nu? Da, în seara asta am venit mai motivați, am venit pregătiți, am fost mai mulți, am avut rezerve, am fost vreo 11-12 jucători. Știam că dacă venim toată echipa, ca să spun așa, cu siguranță vom obține și puncte. Și s-a văzut în seara asta. Am dominat de la capul la celălalt, am înscris repede în prima repriză 1-0, 1-1, 2-1, 3-1 și la final 6-1, 7-1. S-a văzut în seara asta că am venit pregătiți să obținem puncte, că aveam nevoie neapărat. Să înțeleg că ați descoperit formula asta a succesului și o să o păstrați de acum încolo? Nu neapărat. Formula asta am adoptat-o din Liga a doua, de când am fost anul trecut. Tot așa am fost uniți, am venit pregătiți. Din păcate, la începutul turului ligii întâi am venit puțin descoperiți, ca să spun așa. Am venit foarte puțin, am avut și meciuri la ore târzii. Mulți dintre noi au fost la muncă, au lucrat, au avut probleme, n-au putut să vină. Am fost 6-7 inși și s-a avut astăzi, am fost mai mulți, am avut rezerve, am fost tot lotul, am alergat, am dat goluri. Am obținut puncte. Suntem fericiți. Adversarii din seara aceasta cum vi s-au părut? Au fost o echipă bună, nu știu, s-au cam certat între ei, de la la primul gol care l-am dat noi, s-au certat între ei, nu știu care a fost problema lor. Noi n-am văzut de treaba noastră, am înscris și am câștigat. Asta e cel mai important. Ce așteptări aveți de la următorul meci? De la următorul meci, cred că avem un meci mai, cum să spun așa, mai accesibil sau mai ușor. Nu avem cu o echipă din fruntea clasamentului, tot așa cu o echipă care este cam la același nivel cu noi. Sperăm să obținem puncte, un egal, o victorie. Noi orice meci îl adoptăm sau orice meci venim să îl câștigăm. Despre ce echipă e vorba? Nu mai știu exact. Nu mai mi-aduc aminte, dar o echipă care se bate cu noi acolo la jumătatea clasamentului. Spre finalul clasamentului. Mult succes vă doresc! Mulțumim frumos! O seară bună! Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook Liga Prieteniei, să ne dați un like. De asemenea, să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com. Mulțumim frumos sponsorilor noștri Brotac Medical Center, Ident Total Care și Cipita. Bună, vă salut de aici la Liga Prieteniei din zona sud. Am urmărit un meci destul de gălăgios, aș spune eu, între băieții de la Cipita și de la Metal Plus. Sunt alături de Ionuț de la Cipita. Bună. Ce ați făcut cipioților? Erați cam supărați așa meciul ăsta. Păi am jucat slab, nici nu au venit toți băieții, să ne-am strâns 6 inși cu Chiu Cuvai, unul dintre băieții noștri are o ruptură la picior, în fine, trecem peste, nu ne-am înțeles, nu ne-am organizat, n-am intrat în joc, am intrat în jocul lor, au fost și niște neînțelegeri cu arbitru, una peste alta a ieșit ca o catastrofă. Păi ce face, mă nene, mă? Casatrofă, cum zicea un prieten de-al meu. Da, slab meci din partea noastră, băieții adversi au făcut treaba. Au jucat, ni s-a luat tot cheful de joc, îți dai seama, intră una, intră două. Intră 79. A, o dăm în horă. Da, slab din partea noastră. În fine, trecem peste, mergem mai departe, sper să ne înțelegem cu echipierii noștri, să ne strângem mai mulți. Echipa adversă își făcea o schimbare la 2 minute, se cunoaște, intră oxigenat în joc, lucid,
poți să dai o pasă, poți să primești o pasă, poți să șutezi la poartă, poți să... În fine. Cât de mult vă dezavantajează această înfrângere? Sincer să fiu, nu știu pe ce loc suntem. E bine. Nici nu știu cu cine jucăm etapa viitoare. Am venit să ne distrăm. Ăsta e scopul și țelul fiecărui meci care îl facem. Dar doar să ne strângem, asta e tot. Una peste alta să jucăm fotbal, că de-aia e Liga Prieteniei, să ne înțelegem. Nu ca azi. Au fost anumiți factori, comunicare, dacă ar fi și o comunicare mai bine pusă la punct între arbitri, între jucători, între toată lumea, ar fi mai armonios. Asta e fotbal, una peste alta. Mult succes vă doresc. Mersi în continuare. Ciao. Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook Liga Prieteniei, să ne dați un like. De asemenea, să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com. Mulțumim frumos sponsorilor noștri Brotac Medical Center, Eden Total Care și Civita. V-am pupat. Brotac Medical Center este una dintre cele mai cunoscute clinici în domeniul serviciilor de îngrijire și recuperare medicală. Activitatea noastră în top recunoscută este susținută de un laborator propriu de analize și împreună cu doctori specialiști avem în grija noastră un număr foarte mare de pacienți. Formatul nostru multidisciplinar oferă o gamă completă de îngrijiri și reabilitare medicală. Brotac Medical Center. De peste 10 ani pentru sănătatea ta.